să spună că un obiect de la 1750 este de o valoare inestimabilă și că eu nu pot înțelege, fiindcă întâmplător cunosc și piața de artă și mi s-a spus, un avocat e liber să spună orice. Și mă întreb dacă e adevărat, dar nu răspundeți, vă răspundeți dumneavoastră. Poate să spună lucruri de felul acesta? Adică să schimbe realitatea sau lucrurile în felul acesta. Prin urmare, între a face dreptate la modul abstract și a fi vreodată pus în această situație, vă spunem noi care e argumentul al instituției noastre. E că ne rugăm ca Dumnezeu să facă dreptate, dar să știți că în adâncul nostru avem nădejdea să facă buna dreptate, dreapta. Să nu ajungeți până acolo. Deci să o rezolve cineva. Da, n-aș vrea să rostesc într-un astfel de loc și astfel de oameni de față cum se face dreptate dacă am zis că vorbim, dacă se va e ocazia, și despre cum suntem noi, cum ne raportăm la dreptate și la iubire. Eu desea aici puțin partea avocatului, că dacă el putea să producă un document de expertiză că obiectul ăla e valoros, avea voie să o facă. Nu vorbea numele expertizei proprii, vorbea numele unei expertize, probabil, sper, obținute înainte. Da, probabil că tu știi că nu obținuse niciun. În artă să pricepe toată lumea, nu ne le blocăm în probleme de gust, dar orice judecător, orice om al justiției are această problemă. E înăuntru unei religii care spune apăsat să nu judeci și el trebuie să judece. Și anume cum? Trebuie să judece fără să judece. Asta este ceea ce se cere. Trebuie să livrezi o judecată, dar trebuie să ai mereu un fel de rezervă care lasă loc unei judecăți mai înalte. Bun, o să spuneți ușor de spus. Asta e situația. În orice caz, ca să revenim la cuplu dreptate și iubire, constat că strict lexical, ne putem imagina și putem folosi expresia iubire infinită, fără să ni se pară ceva exagerat, dar nu poți fi dreptate infinită. Dreptatea infinită începe să semene a intransigență luciferică. O dreptate nesfârșită. Până în pânzele albe. Până în pânzele albe, da. Iubirea, da. Iubirea are un spațiu de creștere și de descreștere infinit. Dreptatea trebuie mereu, fiindcă e delegată, fiindcă nu vine de la tine, ci vine dintr-un sistem care e în afara ta, trebuie să fie cumpănită și nu infinită. Acum am spus și o anecdotă ca să vă arăt ce natură tranșant justițială are Părintele Marte. În 88-89 s-a întâmplat să primesc din partea conducerii de partid și de stat o mașină cu polițiști la ușa casei mele, care stătea 24 de ore din 24 ca să vadă cine intră și mai ales ca să aibă grijă să nu intre cineva. Și care, dacă plecam, veneau cu mine, cordial, cu 10 pași mai în urmă, și așa mai departe, dar au stat câteva luni acolo. Și zic că lumea nu prea mai venea, că era stingheritor să vii, să scoți buletinul, să te întrebe de ce ai venit, chestii de astea. Părintele Marchi și-a venit. Și bineînțeles că l-a oprit să-l legitimeze. Și nu știu dacă mai țin minte episodul, Părintele Marchi și-a spus, atenție, să știți că noi, în instrumentarul nostru, avem și blesteme. Și i-au dat drumul imediat.
aș vrea să vă mai citesc un mic fragment, tocmai ca să intrăm în societate și să nu ne lăudăm unii pe alții. Eu îl prețuiesc pentru Adem și pentru poziția care a avut-o atunci și care n-a fost atât de radicală. Nici eu nu sunt atât de radical și el știe. Da, cu rău probabil că trebuie să fim, sau cu răi, trebuie să fim radicali. Până la urmă, dar așteptăm. Așteptăm rugându-ne sau luptându-ne pentru dreptatea celorlalți, fără ca noi să vrem să avem dreptate și fără să ne dreptățim pe cineva. E foarte important lucrul acesta. Deci porunca, ca să revenim la dogmatică și la etică, este clară. Trebuie să ne luptăm ca dreptatea să se facă, dar nu dreptatea noastră, ci al cuiva și mai ales a fratelui, a semenului. Pentru că noi avem aici o problemă. Intrăm într-o nouă filiație prin Hristos și suntem egali prin faptul că suntem toți fiii lui Dumnezeu. Deci lucrurile se schimbă radical față de Grecia antică și de India dintotdeauna pe acest model, pe acest domeniu. Zisa iarăși, mai mare decât iubirea nu este cu putință să afle cineva, mai mare iubire decât să-și pune sufletul pentru aproapele său. De va auzi cineva un cuvânt rău, adică de mâhnire, putând și el să zică asemenea și se va lupta să nu-l zică, sau de ei se va face strâmbătate și va suferi și nu va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul pentru aproapele său. Asta e maximul pe care poate să facă cineva, fie că trăiește cum au trăit acești părinți în pustia Egiptului, fie cum trăiesc unii puznici sau vieți comunitare în zilele noastre. Acum, nu știu, l-aș consulta pe domnul decan, gazda noastră, dacă întrucât s-a împlinit cam o oră de când noi, dacă mai sunt lucruri de spus firește, dar poate da, dăm o șansă și da, unor întrebări, dar dacă mai ai ceva... Să zic două, trei lucruri frumoase, adică un lucru frumos și unul care e lung, dar care sper din toată inima, ca să venim la model, o să vă placă tuturor, mai ales celor care n-ați apucat să citiți aceste pagini. Nu e foarte lung. Deci, vorbim despre un părinte al Bisericii și un părinte contemporan cu mulți dintre noi. Sfântul Grigore Teologul, în versurile iamblicești, zice: mintea se înșală și ochiul se fură de prea multă iubire sau prea multă ură. Adică, să iubim, să iertăm, dar să nu renunțăm la învățătură și mustrare când este nevoie, că și mustrarea și canonul, tot din iubire se dau spre îndreptare și mântuire. Acesta e părintele Cleopa. Deci v-aș citi un text care nădăjduiesc să vă placă tuturor, pentru că din experiența mea, cum putem ieși în lume, în Europa? Am trăit un număr de zile, într-un mod providențial, în cele din, dacă nu în cea mai riguroasă, din cele mai riguroase mănăstiri, printre ele, într-o certoză, la Chartreuse. Poate că ați auzit unul dumneavoastră de cartuzieni, nu de Descartes, că dacă dai pe internet să vă păziți de asta, la cartuzieni apare Descartes, nu apar monahii de la Chartreuse. Am fost rugat de acești monahi care trăiesc în izolare și tăcere, cum o fac puțin dintre cei din răsărit, după cum știi, cu țăranii lui egipteni, apropo de ce pot face ca asceză după dreptate, de nevoință și ce poate face cineva care se luptă cu gândurile și cu firea lui. Deci despre această pagină pe care, pagină și jumătate, pe care am citit-o acolo acestor cartuzie, care mi-au cerut să aleg din ce aveau în bibliotecă ceva chiar care reprezintă răsăritul. Și eu cred că această pagină și ceva o să vă placă tuturor. E vorba de modeli, e vorba de sfințenie.
Sfântul, prin autodăuirea sa lui Hristos, prin comuniunea sa cu El și prin El cu toți oamenii, într-un mod eliberat de orice gând și interes ascuns, restaurează în mod deplin umanitatea sa. Dar cum se arată acestea în mod concret? În Sfânt nu există nimic trivial, grosolan, josnic, afectat, nimic nesincer. În el se actualizează în grad culminant delicatețea, sensibilitatea, transparența, puritatea, sfiala, atenția față de taina semenilor, atât de proprie umanului, pentru că îl aduce din comunicarea sa cu persoana supremă. El sesizează stările de suflet ale celorlalți și se ferește de tot ce le-ar contraria, deși nu se ferește de a-i ajuta să depășească slăbiciunile lor. El citește cea mai puțin articulată trebuință a altora și o împlinește prompt, dar și impuritățile lor, oricât de abil ascunse, exercitând o acțiune purificatoare chiar prin puterea delicată a purității sale. Din el iradiază continuu un duc de dăruire, de jertfelnicie față de toți, fără nicio grijă de sine, un duh care încălzește pe ceilalți, le dă siguranța că nu sunt singuri. El e mierul nevinovat gata de jertfa conștientă de sine și zidul neclintit care oferă un sprijin neînșelător. Și totuși nu există cineva mai smerit, mai simplu, mai neartificial, mai neteatral, mai neprefăcut, mai natural, în ghilimele, în comportarea sa. Acceptând tot ce e adevărat omenesc, creând o atmosferă de familiaritate curată. Sfântul a depășit orice dualitate în sine, ca să ne întoarcem la greci, citează pe Sfântul Maxim Mărturisitor, a depășit lupta între suflet și trup, divergența între bunele intenții și faptele necorespunzătoare, între aparențele înșelătoare și gândurile ascunse, între ceea ce pretinde să fie și ceea ce este de fapt. El s-a simplificat astfel pentru că s-a predat întreg lui Dumnezeu, de aceea se poate preda întreg în comunicarea cu ceilalți. El dă curaj totdeauna, reducând uneori nelucidile produse de temeri, de mândrie, de pasiuni, pentru un umor de aceeași delicatețe, cât de propriu e acest lucru răsăritului, patericului, filocaliei. El zâmbește, dar nu râde sarcastic. E serios, adică drept, dar nu înfricoșător. Acordă un preț persoanelor celor mai umile, socotindu-le pe toate martaine create de Dumnezeu și destinate veșnicii comuni cu El. Sfântul se face prin smerenie aproape neobservat, apărând cât de nevoie de o mângâiere, de o încurajare, de un ajutor. Nu există greutate de neînvins pentru El, pentru că El crede ferm în ajutorul lui Dumnezeu, cerut prin rugăciune. El este cea mai umană și cea mai zmerită ființă și, în același timp, o apariție neobișnuită, uimitoare, prilăjuind celor la sentimentul descoperirii umanului firesc în ei și în El. El este cel mai apropiat și, în același timp, fără să vrea, cel mai impunător, cel ce atrage atenția cel mai mult. Îți devine cel mai intim dintre toți și cel mai înțelegător și te simți cum nu se poate mai la lal lângă El, în același timp te strântorează, făcându-te să-ți vezi insuficiențele morale și greșeli. Te copleșește cu mereția simplă a purității și cu căldura bunătății Lui și te face să te rușinezi de nivelul tău coborând de la umanitatea adevărată, impuritatea, artificialitatea, superficialitatea, duplicitatea ta, care este puternic în relief în comparație cu ce în care o faci fără să vrei între tine și El. E sfârșitul. Nu exercită nicio forță lumească, nu dă nicio poruncă cu severitate, dar simți în El o fermitate neîncovoiată în convingerile Lui
în viața lui, în sfaturile ce le dă, cât părerea lui despre ceea ce ar trebui să faci, exprimată cu delicatețe sau cu o privire discretă, îți devine o poruncă pentru a cărei împlinire ești în stare de orice efort și sacrificiu. Miuna Trist nu pot însă să spun decât un singur lucru, și anume să mă plâng. N-am întâlnit niciodată așa ceva. Încă. Și nu trebuie să întâlnești, trebuie să fii. Bun, asta există... Peghi spunea că e singura nenorocire este că nu suntem sfinți. Da. Și cine îl completa în secolul 20? Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, pentru cei care ați citit-o, știți câte ceva despre ea, cum vi se pare să citeze pe Peghi? Deci că singura nenorocire a lumii și dintotdeauna este că nu suntem sfinți. Poate nu întâmplător, eu am lăsat ca să vă citesc la sfârșit. Da. La ce suntem chemați? Bun. Este dreptate și există și gândul că cel care întrupează norma umanității este Sfântul. Așa ar fi trebuit în mod normal să fim. Sfântul e normal. Noi suntem în tatonări. Da, pe de altă parte vreau să spun un lucru poate inconfortabil, poate riscant în prezența unui teolog, unui preot. Există un risc al maximalismului într-un anumit tip de literatură. Adică îți poate crea senzația unui orizont de neatins. Și asta poate să inhibe, poate să indispună. Ți se arată un model atât de împlinit, atât de rotund, încât, dacă ești normal, îți spui imediat, așa ceva nu o să-mi iasă. Am fost la o conferință, la o mănăstire catolică din nordul Italiei, în vara asta, la Boze, unde au fost foarte mulți teologi și ortodoxi, și acolo a apărut o problemă legată de tema asta. Câți dintre oameni ating treapta asta? Foarte puțini. Și ceilalți? Eu zic că asta e o întrebare foarte creștină. Bun, sunt unii care merg până la cerul suprem, care e îngăduit unui om. Și ceilalți? Cineva, unul din teologii de acolo, un englez care s-a ocupat de Isaac Sirul, de altfel, comentând un pasaj din Isaac Sirul, nu l-am acum clar în minte, spunea și un lucru, Sebastian Brock, da, spunea la un moment dat că se întâmplă uneori ca oamenii mai fisurați din punct de vedere comportamental, mai ușuratici, să fie mai cum să cade decât aia țepeni, aia care sunt virtutea însăși. Găsești uneori mai multă iertare și mai multă înțelegere la câte o fire frivolă. Și nu pentru că e frivol, e înțelegător, ci pentru că știe cum e. Știți că cei care au crescut la țară știu asta. Dacă ești într-o fântână, chiar în timpul zilei, vezi cerul, vezi stelele, cum nu le vezi din afara fântânii, dar acolo, din întunericul fântânii. Părintele Marchi știe și vorba asta, că uneori din adâncul păcatului, din prăpastia căderii, brusc întrevezi mai bine cerul virtuților decât când ești într-un echilibru etic pasabil. Sigur că n-aș vrea ca ce spun acum să fie înțeles ca o încurajare a frivolității, a aproximației, a bezmeticerii.
Dar vreau să spun că trebuie, cred, cel puțin pentru firea mea și pentru starea în care mă aflu acum, cred că maximalismul e bun pentru propunerea de modele, plus că textul ăsta este extraordinar prin nuanțele, umorul subiacent, lucruri extrem de fine. Ca să ne speriem ce e Sfântul totuși. Da. Dar trebuie mereu, și eu zic că asta poate fi tocmai o contribuție răsăriteană, da, și un fel de bunătate a inimii, un fel de îndurare și pentru cei care n-au acest lansaj, o milostenie, o privire iertătoare, încurajatoare, care să le lase un pic de liniște sufletească. Asta mai ales la spovedanie. Da, probabil. Da. Aici, în locul central tăi. Vreau să spun că, din păcate, și eu m-am mai găsit uneori gândind așa, adică în termeni occidentali, mai degrabă catolici, dar poate unor chiar protestanți. Vă dau două exemple. Cazul Augustin, fericitul sau Sfântul Augustin. Eu îi spui Sfântul, Părinte îi spune fericitul, fiindcă e de la aia. Ca așa îi spune biserica și nu trebuie ne putem. Din adâncul acela al păcatului, ești mai hotărât, mai convins să urci spre Sfințenie. Asta e, în general, și foarte scurt, ce învață lumea occidentală. Prin urmare, fără să vrei, din cultura occidentală, s-a luat asta. În timp ce răsăritul spune, de exemplu, ca Sfântul Vasile cel Mare, nu cunosc femeie, dar nici feciorele nu-i cunosc. Cum zice? Cine poate să traducă asta într-un limbaj de drept, unde dreptatea, iubirea, durarea de care voiai să spui, și are loc. Deci răsăritul a păstrat ceea ce e fundamental, și știm asta amândoi, antinomia, care este mereu prezentă în orice discurs, în orice scriere, inclusiv în viața bisericii. Și dacă nu te rog să spui un cuvânt, până găsesc un text foarte concentrat în slujbă. Sunt două propoziții, nu mai mult. Spune un cuvânt. Părintele mi-a spus această vorbă a Sfântului Vasile în avion, în timp ce veneam de la Cluj. Și stewardesa a auzit și era să-i scape paharele de mine. Eu știu și pe deasupra textul, dar iertați-mă, vreau să vă citez exact. E chiar de la slujba de cernie, în care spune că Dumnezeu este bun pentru tărie. Deci nu ne sperie, nu mai cap. Asta e fundamental ce a fost. Bun. Îndrăznesc să întreb dacă cineva are o urgență, o apăsare, o speranță, care noi am putea să-i răspundem. Cineva acolo, la balcon. La balcon. Aulă. Se aude? Da. Bună seara. Sunt de pregătire fizician. Nu știu câți fizicieni sunt aici. M-a simțit obligat așa să am și eu o contribuție la discuție. E un element care cred că e foarte relevant aici și pentru discuție și pentru societatea în momentul în care ne aflăm. Și anume, și care de asemenea numai în fizică, dar în știință, în general, un fir conductor, și anume conceptul de scară. Scară micro, meso, macro și așa mai departe. În societate se reflectă cel mai relevant la nivel de scară individuală, scară colectivă, națională, globală. Aceste două concepte de dreptate și de iubire, v-aș ruga să comentați un pic pe marginea acestei distinții, acestui salt cuantic, să zic așa, între ce înseamnă dreptatea
la nivel individual, dreptatea între mine și o altă persoană, și ce înseamnă și cum facem diferența între această dreptate, care poate uneori un judecător sau un procuror este chemat să o facă, și ce înseamnă dreptatea la nivel colectiv. Adică ce este bine pentru noi toți, nu doar pentru individ. Această distinție cred că este de foarte mare actualitate într-o societate în care uneori noi toți avem poate aceste confuzii, domnule, aș vrea ceva, poate cal cu astea altcineva ca să obțină acel lucru. Și acest lucru este strâns legat și de iubire, în sensul că, din punctul de vedere foarte practic pentru mine, faptul că nu arunc noi pe trotuar este un act de iubire față de cei din jur. Din păcate, foarte mulți din România nu au această trăire. Deci și iubirea are o componentă individuală și o componentă colectivă. Și societatea noastră cred că are o mare dificultate de a face acest salt. Iar în fizică, saltul acesta între scări diferite, micro-macro, face să apară noi legi. La nivel micro avem legi cuantice, la nivel macro avem legi de chimie sau ale biologiei și așa mai departe. Deci întotdeauna există o lege care este strâns legată de acest scară vorbim. Și întrebarea este cum poate un profesionist al dreptății, care ne aflăm aici, să poată judeca într-un mod echilibrat și într-un mod, cum să spun, fertil și să echilibreze acestea două. Să nu facă nici dreptate întreg, nedreptate întregului, dar nici nedreptate individului. Mulțumesc! Eu răspund de foarte scurt, dar trebuie să fie între noi, sau împreună cu noi, un fizician, Horia Roman Patapievici, care e cel mai autorizat, sau dintre cei mai autorizați, de a vă vorbi și dumneavoastră personal și celor de față. Eu reamintesc că ești dator să te lupți pentru dreptatea celorlalți, până la sfârșit. Și am spus că fără să ne îndreptățești, iar pentru tine renunți. Dacă asta e supremul lucru pe care îl poate face un om. Și se roagă eventual de cel care a greșit, văzându-l efectiv, să nu mai facă măcar a doua oară. Prin urmare, ar trebui să acceptați limitele pe care dreptatea și noi le putem face. Și că vă rog să credeți în faptul că dacă nu-l judecați, dacă nu-l condamnați, dacă încercați să intrați în dialog cu el, concret, s-ar putea să-l câștigați. Și eu încerc de zeci de ani să fac asta, mai ales stând în centrul vechi al Bucureștilor, și vă spun că nu e deloc ușor să facem noi înșine asta, practic, cum spuneți dumneavoastră, să se respecte dreptatea și, în același timp, să nu ne pierdem noi condiția noastră a celor care trebuie să iată de 70 de 7 și să aștepte cu răbdare, cu iubire și cu nădejde, vă spuneam, care e cea mai mare dintre virtuțile în veacul acesta. Nu? În cel viitor rămâne doar iubire. Cred că nu există dreptate individuală adevărată, corectă, dacă ea contrazice o dreptate comunitară și dacă dreptatea comunitară contrazice dreptatea națională și cea națională dreptatea globală. Cred că dreptatea e una singură și că la orice nivel calci strâmb, ești condamnat și se reflectă asupra ansamblului. Sigur, dacă calci strâmb la Tirana, nu e același lucru dacă calci strâmb la Berlin, dar totuși e bine să nu cultivăm ideea că în spații mici nedreptățile sunt tolerabile. Pentru că asta s-ar putea înțelege de întreaga. Dar așa, pe cum propriu, poți să mai faci câte o abatere. Totuși să nu se întâmple catastrofe, să nu ne facă un rău americanii sau Uniunea Europeană. Așa noi, aici, la noi, între noi, putem să ne simțim mai liberi. România are un concept al libertății care e neobișnuit. Îmi îngăduiesc să vă spun, fiindcă ați invocat politică globală, rapid, o anecdotă pe care acum pot să o spun, că am ieșit în funcție. Când am ajuns la externe, l-am întâlnit curând după aceea pe ministrul atunci de externe al Austriei, Wolfgang Schüssel, care pe urmă a ajuns cancelar,
care mi-a spus, vreau să vă spun ceva despre negocierile României pentru intrarea în Uniunea Europeană. A fost o țară care ne-a uimit. Toate celelalte țări care negociau intrarea, chiar negociau. Adică spuneau, asta putem să facem, asta nu putem, asta putem, dar cu un termen mai lung, aici. Doar România, la orice propuneam, spuneam, no problem. Nu vreau să facem din asta o caracteristică națională, dar închei cu vorba lui Titu Maiorescu, în care e foarte bună pentru a judeca ceva la fiecare nivel al lui de real. El vorbea de națiune și spunea, da, națiunea este un criteriu important, cu o singură condiție, în marginile adevărului. La fiecare nivel, individual, comunitar, național, trebuie să prevaleze un criteriu al adevărului și aș adăuga un criteriu al dreptății. Eu aș zice să nu încheiem, domnule decan, până când... mai e cineva? Aș vrea să vă spun că domnul Pleșu, după ce n-a mai fost misul de externe... Am redevenit normal. Mi-a spus că el socrate că cu atât mai mult cu cât a cunoscut mai mari lumii, crede și mai mult că există Dumnezeu. A spus adevărat? Ce? Da. Dar trebuie să-și explic de ce. Păi, tocmai de rog, te-am provocat ca să... Inevitabil am cunoscut pe toată lumea care era la vârf în momentul ăla. Vă mărturisesc cu calm că mi-am spus la sfârșit, dacă așa arată mari lideri ai lumii, nu este decât o singură explicație că lumea funcționează. Și anume Dumnezeu. Pentru domnul Pleșu, observ că dumneavoastră încercați să înțelegeți Dumnezeu își manifestă dreptatea și iubirea pe pământ. Încerc, ce încerc, iertați-mă, să înțelegeți cum Dumnezeu își manifestă dreptatea și iubirea. E un proverb care sună cam așa. Ca să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să închizi ochiul rațiunii. Ce părere aveți despre asta? Nu știu dacă e voie să contrazici un profet? Pe cel care a zis de profet. Ce e adevărat în ce a spus acest profet este că dacă vrei să ajungi la Dumnezeu prin silogisme sau pe calea ideii comune de dovadă, ai început greșit. Instanța dumnezeiască nu este de natură să fie sistematizată cu mijloacele cu care sistematizăm lumea particulelor elementare. Pe de altă parte, mă înscriu un fals față de ideea că rațiunea e ceva rău. Și că ea nu poate să ajute, că cine se folosește și de minte e cineva demonizat, cineva care... un lucru e limpede. Dumnezeu este o instanță care, prin natura ei, e inaccesibilă minții omenești. Noi nu avem instrumentarul necesar ca să avem un acces nemijlocit și definitiv și total la acest tip de instanță. Dar noi trebuie să încercăm, când facem această ofensivă, ca să spun așa, cognitivă și nu numai, să ne mobilizăm integral.
Și îl citez aici pe Maxim, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spune, nu se poate cunoaște nici cu mintea, nici cu sufletul, nici cu corpul. Nu se poate cunoaște decât cu minte, corp, sufletul. Adică cu tot agregatul ființei noastre. Cine cunoaște doar cu mintea, nu cunoaște cu adevărat. Cine cunoaște doar emoțional, nu cunoaște cu adevărat. Cine cunoaște doar senzorial, cu atât mai puțin. Aș dori să spun și eu că ne trebuie minte luminată și inimă bună. Asta se traduce. Sigur. Mai o întrebare, dacă mi îngăduiți, pentru că știu că sunteți presați de... Hai să numim două. Un domn și o doamnă. Doamna e acolo, sau domnișoara și domnul. Mulțumesc frumos. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați spus mai devreme că oamenii sunt, bineînțeles, buni și răi, drept și nedrept, și că lumea este în regulă așa. Dacă ați avea șansa, oportunitatea de a schimba lumea, foarte repede, brusc, de a o face mai bună și mai dreaptă. Toată lumea, omenirea, nu ați alege să faceți acest lucru? Sau credeți că nu suntem pregătiți? Nici noi și nici măcar cel de sus nu poate, pentru că se lovește de libertatea noastră. Aici stă demnitatea noastră. Îmi pare rău să vă spun asta, n-avem cum. Nu mă refer să o schimbați printr-o forță paranormală. Să spunem că aveți o deschidere, că oamenii se deschid către dumneavoastră și aveți o putere de convingere extraordinar de mare. Și ați reușit să pătrundeți în conștiința fiecărui individ sau a mult mai multora dintre cei care sunt astăzi buni și drepți. Ați profitat de acest lucru? Ați încercat măcar sau ați lăsat lumea așa? O spune atât, vino și urmează. Dacă... Asta e singurul lucru pe care îl poate face cineva cu spiritul Evangheliei al creștinismului autentic. Vino și urmează. Mai mult nu poate să. Eu pot să vă răspund mulțumitor spunându-vă, pe loc aș încerca ceva. Dar n-aș fi sigur, întâi, că aș ști ce să încerc, că nu eu am făcut alcătuirea asta. Și atunci nu știu dacă știu să umblu la ea. E o scrisoare, e un volum al unui foarte simpatic scriitor englez, C.S. Lewis, scrisorile unui drac mare către unul mai mic care face ucenicia. Și îi spune la un moment dat dracul mai mare, ori mai mic, dragă, adversarul, adică Dumnezeu, are un mare avantaj față de noi. El s-a întrupat la un moment dat și știe cum merge mașineria asta. Noi n-am avut ideea asta și nu știm cum funcționează în detaliu. Așa că neștiind cum funcționează, aș ezita să încep să fac ordine, pentru că ar fi să mă pun în locul lui Dumnezeu. În plus, acum nici o lume de roboți simpatici nu e visul meu de umanitate. Nici să ne plictisim așa într-un paradis artificial. Vă rog. Bună seara, prieteni domn, audiență. Aș vrea și să vă întreb, în societatea de astăzi există un fenomen de desacralizare a normelor și tradițiilor. De ce s-a produs acest fenomen? Ați spus secularizare? De desacralizare. Desacralizare. De ce s-a produs acest fenomen? De ce nu se mai respectă obiceiurile? De ce nu se mai respectă unele date? De exemplu, la unele biserici, oamenii nu mai au acea liniște, nu mai există o atmosferă în care se învie către partea de spirit, de a te ruga, îți aud în urmă o vorbă continuu, adică nu mai este un fel de respect față de rânduiala bisericească. Eu cred că nu mai au ecou cuvintele. Gândiți-vă la Sfântul Antonie cel Mare, care când a auzit că trebuie să lase toate și să-i urmeze, n-a ezitat, a făcut-o imediat. Și vreau să vă mai întreb, de ce tineretul din ziua de astăzi are un comportament mai agresiv față de când aude de religie? Nu zic majoritatea, dar sunt câteva grupuri care au un comportament mai
agresiv. Adică când au despre biserică sau despre practicile religioase, adoptă o atitudine în defensivă. Pe mine mă îngrijorează agresivitatea celor care în numele bisericii sau al lui Hristos fac ceva. Mai mult decât agresivitatea sau pornirile celorlalți spre noi. Deci mă îngrijorează mult mai mult agresivitatea care merge din biserică spre lume decât presiunea care vine din lume spre biserică. Vedeți că, întâi faptul că un om tânăr ca dumneavoastră pune întrebarea și o pune începând cu o formulă de politețe care nu se folosește, e încurajator. Există tineri și tineri. Eu, la Colegiul Noua Europa, unde funcționez de 20 de ani, un institut de studii avansate, unde invit tineri cercetători români să lucreze, am întâlnit în acești 20 de ani tineri excepționali. Eu contez pe acești tineri care nu sunt foarte vocali, care nu se văd, nu sunt genul care, pe care îi vedem la televizor, la cluburi și nu știu ce. Dar eu cred că există o masă de oameni tineri remarcabili și care, pe care ne putem bizui. Ceilalți, de ce sunt așa? N-am decât un răspuns din Dostoevski. În amintiri din Subterana, cred că s-a aflat această replică, pe care o citesc mereu, că îmi place foarte mult. Dostoevski are o notă așa de jurnal, spune: omul e prost. Fenomenal de prost. În o clipă, aș vrea să vă spun că noi avem ceva comun, avem multe în comun, dar și faptul acesta, că unii din cei care trec pe la colegiu, trec și pe la noi. Cred că asta e, de fapt, răspunsul meu la provocarea domnului Pleșu în dialog. Deci eu cred că dacă noi dialogăm, iată, și dialogul de la NEC ajunge până la noi și de la noi până la NEC. Vreau să dau un singur lucru, dacă mi-e gândit. N-am să așa omul e prost, vreau să jignesc o specie întreagă. Citesc Dostoevski. Eu cred că întâlnirea cu problema credinței, până să devină o vocație, un atașament, efectul unei trăiri, unei experiențe, poate fi și o problemă a inteligenței. Credința este spațiul în care facultățile omenești sunt solicitate la maxim. Îmi spunea o dată Petrache Țuțea, credința e locul unde trebuie să înțelegi ceea ce nu e de înțeles, să iubești ceea ce e greu de iubit, să speri ceea ce e de nesperat. Ești la o limită. Ori orice facultate a omului înflorește când e confruntată cu limita ei. Adică, e în Platon, pune mintea omenească și întreaga ființă omenească pe grătare. Pavel spune să avem gândirea lui Hristos. Da. Și mai am încă o întrebare și tem. De ce divinitatea ne-a lăsat cu libertatea de a fi liber arbitru? Adică de ce ne lasă pe noi să ne decidem partea spre bine, dacă ne dorim să ne îndreptăm către bine sau către partea malefică, rea? Sau mai este zicala să nu fi, să nu judeci ca să nu fii judecat? Aici e o mare dilemă pentru unul de persoane. Și cu asta încheiam. Mulțumesc pentru răbdare. Se răspunde de la Apostolul Pavel că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc. Nu o să putem răspunde dacă nici Pavel n-a putut să ne spună cum a păcat asta. Eu vreau să se spun ceva foarte scurt. Am trecut odată cu domnul Andrei Pleșu pe la Mănăstirea Recea. E aproape de Târgu Mureș. Și acolo am întâlnit pe Părintele Ioan. Nu e la fel de cunoscut ca alții. Dar întâlnirea noastră cu Părintele Ioan i-a dat o speranță uriașă domnului Andrei Pleșu și a venit la sâmbătă, la Părintele Teofil. Mai degrabă justițiarul, ca să fim tot în subiectul din această seară. Și i-a spus domnului Pleșu: eu sunt cel care pot să răspund la provocări, dar
a reușit să stai în toate aripile. Deci tot ce înaripasem la Părintele Ioan, am pierdut, sau m-am echilibrat poate, dar am pierdut poate, a zis Pleșu, la Părintele Teofil. Cam așa stau lucrurile în viața concretă. Și o să vă spun că se întâmplă ceva greu de înțeles în România la această oră. Câtă lume se îndreaptă spre un justițiar care e Părintele Arsenie, sau era Părintele Arsenie Boca. Gândiți-vă câți oameni merg la mormântul Părintelui Arsenie și care chiar era un justițiar. Asta în public, de față cu toată lumea. Aici e și povestea lui Orice, care spunea, dar dacă le spunem oamenilor că o să fie iertați tot și pentru orice, nu se mai poate trăi în lume. Nu mai e loc de conviețuire. Și să trecem la un om de o discreție pe care unii o știți, l-am cunoscut personal, a murit repede după 90, Părintele Paisie Olaru. Cine l-a cunoscut pe el, a stat în preajma lui, avea chiar aceste balanțe acolo, într-o mănăstire, între Părintele Cleopa, care părea mai degrabă un om al dreptății, și Părintele Paisie, un om al smereniei și al iubirii fără măsură. Aș vrea să vă spun că celui din urmă, Părintele Paisie, eu i-am spus ceva ce n-am întâlnit niciodată și atunci am să încurajez pe Domnul Pleșu, spunându-i că pentru mine Sfântul e smerenia întrupată. Dacă am întâlnit vreodată în viața mea un Sfânt, mai mult decât Sfințenia la alții, s-a întâmplat cu acest aproape necunoscut Părinte Paisie, care mi-a spus ce reprezintă pentru mine și într-un fel că îndemn ca model, poate că spui și tu un model al tău, pentru mine modelul din tot ce am citit, din tot ce am întâlnit în lume, nu numai în România, e acest smerit Părinte Paisie, dar am spus, am avut sentimentul prima oară în viața mea, puternic, că Sfințenia este chiar smerenia întrupată. Dacă întâlnim un astfel de om, suntem salvați. Răspunsul canonic rapid la problema libertății este știut în general. Dumnezeu a vrut să facă ceva după chipul și asemănarea Lui, adică o ființă perfectă. Nu se poate concepe o ființă perfectă ca fiind lipsită de libertate. Atunci trebuie să facă o ființă liberă. Ca să-ți exercezi libertatea, trebuie să ai de ales. Și dacă ai de ales, poți să alegi greșit. Ăsta este paradoxul libertății originare, în care ți s-a dat o calitate și o folosești cum crezi de cuvință. Bun. Recunosc și aici vă dau dreptate în neliniștea pe care o citesc în spatele întrebării. Mă întreb și eu uneori, în condiția mea căzută, cum sunt după greșeala lui Adam și Eva, cum să administrez eu o cantitate infinită de libertate când puterile mele sunt reduse? Mi se dă dita mai halca de libertate, deci mi se dă o virtute de ordinul infinitului, înăuntru unei vieți finite, înăuntru unei alcătuiri moștenite, înăuntru unei structuri particulare. Poate nu pot să duc atâta libertate. Dar de altă parte, dacă îmi iei libertatea, mă simt transformat într-o ființă telechidată. Dumnezeu nu vrea să ne mișcăm în lume cu El la butoane. O moderez cu duhovne, cum spun. Da. Părintele încearcă să-mi transmit un discurs aici. Ca să nu rămână un mister întâmplarea cu Părintele Teofil, trebuie într-adevăr să spun că am fost tulburat atunci și poate cu această anecdotă în timp. Părintele Teofil era un om foarte riguros și plin de virtuți. Am discutat în curte problema mântuirii, cum facem noi, cum e chestia. Și el a spus foarte simplu, sunt 5 reguli care trebuie observate și te-ai mântuit. Cum e 5? Da, bine aș fi spus, destul de simple, se pot face.
Nu știu dacă le știu, că încă le știu și majoritatea, că sunt de la părerea Arseniel. Alea da. Sunt ale bisericii, da. Sunt ale dânsului. Să te duci la liturghie, măcar duminica, să te rogi dimineața, seara, să ții post, să citești în fiecare zi ceva din Evanghelie, cam asta. Gata. Faci asta, scăpat. Și mi s-a părut cam prea simplu. Și am creat atunci, am avut îndrăzneala să-l întreb, dumneavoastră faceți asta și nu mai mult decât atât, sunteți mântuiți? Da, a spus. Și atunci am lăsat multe pagini din Pateric, în care mari sfinți, pe patul de moarte, spun, nu sunt sigur că mă mântui. Adică să fie ceva, cum să spun, devii general și rămâi general pe viață. Și am spus, uite, sunt sfinți care spun că nu sunt siguri, în clipa morții, sfinți. Antonie, în văzduh, încă nu. Exact. În văzduh. Și părintele Teofil mi-a spus, treaba lor. A trebuit să încheiem totuși pe gândul acesta că am fost împreună cu domnul Gneșu la părintele Arsenie Papacioc. Nu o să vă spunem toată povestea și merită. Ca să vedeți cât dialog am avut noi și el cu oamenii bisericii, să fim drepți. Și trebuie să vă spun că acest fel de a fi al părintelui Teofil l-a piruit până la urmă și pe Arsenie Papacioc. L-a constrâns delicat ca la sfințenie, așa că e extraordinară întâlnirea între astfel de oameni. Vă doresc să vă întâlniți cu astfel de oameni, adică să aveți doi mereu sau și mai mulți. Și până la urmă, părintele Teofil l-a biruit pe părintele Arsenie, care a avut exact aceleași răspunsuri. Și, până la urmă, nu chiar cu acest cuvânt sigur, dar l-a convins că o să se mântuiască și el. Și părintele Arsenie a acceptat că o să se mântuiască și el. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Gândire pozitivă.